Ordinul dat de către Antonescu, ostași vă ordon să treceți prutul, dezrobiți ținutul de a răsărit de sub ciuma roșie, zdrobiți vrăjmașul care a ocupat Bucovina voievodală și codrii basarabilor. N-a fost decât un ordin dat de Antonescu în virtutea împuternicirii și voinței poporului român, care a răspuns la referendum cu 91%, începem războiul. Revenim așadar în direct la mesajele dumneavoastră ale telespectatorilor. Zice cineva, nu sunt de acord cu ce a făcut Traian Băsescu, moarte vânzătorilor de țară, blestem greu să cadă asupra lor și a familiilor lor. Sculați români și apărați țara, ne cer asta strămoșii noștri, spune un telespectator. Altcineva, o soție de fost luptător în munți, regretă că soțul ei a făcut aceste lucruri și că a făcut și închisoare pentru asta, fiindcă acum aproape totul pare pierdut pentru patrioții adevărați, pentru naționaliștii români. Domnul general Chelar, iată, vă surprind aceste mesaje de la oameni, deci nu sunteți deloc singuri, sunteți foarte mulți, dar cu toate astea puțini în comparație cu cei care conduc. Nu aș face acum un titlu de glorie personală. Vreau să vă spun, domnul Deaconescu, că n-am nici cea mai mică urmă de satisfacție personală. Sunt chiar trist că trebuie să fim aici să discutăm problema asta. De ce s-a ajuns aici? Când avem alte probleme. Avem probleme cu totul și cu totul de natură fundamentală pentru destinul acestei țări, pentru europenizarea mentală a acestei țări, pentru aducerea la nivelul unui demers. Domnule Deaconescu, când vorbesc de demers, nu este un mecanism al limbii, nu este un automatism. Acest demers al nostru mai întâi trebuie să fie un mers corect. Noi mergem de-a îndăratele. Un film e acum în Zodia Racului, dar nici chiar așa. Toată boala asta vine de la făcutul de azi pe azi. Oamenii ăștia nu au o proiecție unitară. Este, știți dumneavoastră, soluția la plesneală. Hai să o mai băgăm și pe asta, mai creăm o știre, mai lansăm un subiect de dezbatere și lăsăm pe ăștia cu gura căscată de soluțiile acestea și de modul cum ne confruntăm noi pe sticlă, că am ajuns să fim o națiune pe sticlă, și a trecut hopul marilor probleme ale acestei țări. A trecut. Când mai de unăzi discutam într-un mediu oficial, bineînțeles, raportându-mă la ministrul de externe, raportându-mă la relația cu Turcia, pe 6 mai anul viitor, și o chestiune foarte aproape, mâine, poi mâine 6 mai, se împlinesc 200 de ani de când Imperiul Țarist a făcut raptul Basarabiei. Anul 2012 înseamnă și comemorarea acestei tragedii. Descoperim pe canale diferite, domnul Deaconescu, că armistițiul de atunci este ca urmare a unei înalte trădări, că n-a fost ratificat acest armistițiu niciodată de poarta otomană. În consecință, Imperiul Țarist este posesorul ilicit a unui teritoriu care nu i-a aparținut niciodată. Ce îl costă pe diplomatul român, pe domnul Baconschi, să înceapă demersurile, să discute cu Ankara, să producă această recuperare a unui adevăr istoric care al românilor ne-l țin acoperit, fie de praful istoriei, fie de incompetența celor care ne conduc, dar mai ales de ocultismul, de lipsa de voință de a produce mai bine pentru neamul nostru. Nu sunt revendicaționist, nu sunt iredentist. Îmi cer doar drepturile de iure ereditare. Român, de iure ereditare înseamnă de dreptul meu din moș strămoș. Asta le cerem. Dați-ne măcar adevărul înapoi. Nu ne mai țineți cu capul în grota minciunii istorice pe care a creat-o în jurul nostru. Ați auzit ceva vorbindu-se despre asta? Făcându-se un proiect în sensul acesta? Nu. Nici nu o să se facă. Românii din afară sunt buni când aleg. Și dacă se poate, cât mai mulți și poate chiar la microfon, nu prin corespondență. Românii dinăuntru, masă electorală. Electoratul
și român cu doi de râcă, spune românul, da? Parcă așa pronunță, așa cu patimă, primul pedelist al țării. E mare păcat. Dragii mei care ați dat mesaje diferite, nu le transmiteți către mine. Răcoriți-vă pe computerul lui Dan Diaconescu. Eu sunt un muritor ca și dumneavoastră, numai că vreau ca atât timp cât trăiesc să nu-mi știrbească nimeni din statutul de demnitate de român și eu, ca fost deținător al simbolurilor acestei țări, să nu permitem nimănui să ne știrbească din demnitatea națională. Da, cu alte cuvinte... Vai și amar de demnitatea noastră! Cum naiba să ai demnitate națională când tu însuți n-ai trăit în demnitate și nu știi să o probezi atunci când e greu țării? Acum este un moment greu. Este un moment critic, să știți. Este un moment critic pentru că este un atentat la cel mai de preț lucru la care a ținut acest neam. Dom'le, a ținut la onorabilitate și la demnitate. Doi, este atentat direct nu asupra articolul 1 din Constituție, că tot a fost făcută varză această Constituție și articolul 1, ci asupra dreptului suveran al poporului de a hotărî cum să-și gestioneze soarta. Enclava fals creată, invederarea etnicismului, este un fals generat de către cei care sunt interesați ca din acest fals să-și extragă beneficii. Toate acestea nu produc decât coliziune interpolitică românească, dizolvarea oricărei soluție comune, inclusiv cea de compromis cu toate acest lucru are o conotație peorativă în cultura și educația mea. Compromisul întotdeauna se face pe seama altora, jocul de sumă zero, câștigăm noi și pierd ei. Adică câștigă băieții deștepți și pierde poporul român. Ei bine, toată această dihonie, această punere cap în cap a elementelor politice, a structurilor decizionale, nu fac altceva decât să slăbească capacitatea de decizie corectă a instituțiilor statului. Vreau să vă spun că dacă mâine s-ar schimba guvernarea, mâine, primii care încep să negocieze pentru păstrarea majorității parlamentare ar fi cei de la USL. Da. Da! Nu are importanță cine este la volan. Întotdeauna în dreapta, că e taxiu, că e limuzină, că este Mercedes, că e Trabant, pe scaunul în dreapta stă uite mereu. Cu aceeași ținută, cu aceeași slogan, numai că schimbă prețul de la o etapă la alta. Și prețul pe care îl cer UDMR acum mi se pare nepermis de mult, pentru că se numește, domnule președinte Băsescu, jaf din suveranitatea decizională a poporului român. Cu tot respectul care îl port pentru funcția pe care o aveți, vă rog să veniți în întâmpinarea acestei analize și să gândiți că nu facem aici doar ala bala portocala cu culori pe gaura din harta României, ci este o problemă de condiție și de demnitate națională. Sunt un bun român, accept regula europeană, dar nu în detrimentul românilor și nu discriminând românii de acolo. Cred că domnul Lăcătușu de la Covasna, cred că domnul Dușa, care este în fiful pe ăsta USN-ul, el este peserist Dușa. Dușa de la Toplița. Vai de mine ce român! Român ăsta care spune acum coborâm din munți la vale cu furci cu topoare. A dat la pace băiatul. Dom'le, este țara datului la pace. Pe seama cui? Pe seama istoriei noastre, a demnității noastre. Încă o dată, insist pe tema asta. Nu vorbesc că e sărăcie, că e mai multă sau mai puțină sănătate, avem și noi vinovățiile noastre. Nu știm să ne întreținem ca lumea. Poate cheltuim fără măsură. Poate că nu am uitat să scoatem din pământ viața de cu zi. Părăsim pământul și așteptăm să fim asistați pe prispa casei, mâncând semințe din dantura știrbită. Sunt tare a unui popor care a fost lăsat de izbeliște, rupt de educația civică, dezbrăcat de formula de comportament în obște. Da, sunt lucruri care ne aparțin nouă. Păi da, oameni buni, de aia sunteți acolo. Să produceți corecție din aproape în aproape și să puneți poporul ăsta pe covorul roșu.
Luați-l, dracule, de pe rogojină. Dacă tot spuneți că e un popor de asistat. Vă place să fie asistat? Pentru că vă stă la îndemână, la cherem. Zic toate acestea pentru că nu despre asta e vorba acum. Am dus-o și mai rău, am trecut peste momente și mai grele. Este un moment de rotund, de contur a personalității juridice a statului român și a modului de manifestare a suveranității poporului român. Asta spun. Domnul general, am și eu o nedumerire și cu analiza adâncă pe care o puteți face să-mi răspundeți și mie la următoarea întrebare. S-a justificat schimbarea administrării administrative a României că sub actuala formă a județelor lucrurile mergeau prost, prost și mai prost decât așa nu se putea, citez aproximativ din argumentație, că numai regiuni mari pot să îmbunătățească lucrurile. Deci, gloata de români capătă această corectură prin regiuni mari. Dar cele două județe sunt lăsate conform hachițelor lor în administrarea aceea care mai rea decât așa nu se putea. Dar îi lași așa, ca să nu se supere. Păi cum e asta, domnule? Modifici pentru români și să face bulversarea aia, iar pe ei, ca să nu-i scoți din închisările lor, care eu cred că au gânduri mari în spate, în umbra acestor pretenții, ei rămân cum au fost. Adică prost, dar nu-i supărăm. Explicați-mi și mie, că da. E o întrebare la logica elementară. Cred că am atacat subiectul și v-am dat răspunsul, dar reiau într-o altă formă. Este una dintre soluțiile nefericite abordate, puse în discuția publică, tocmai prin faptul că produce o discriminare pozitivă supradimensionată, deci puțin spus supradimensionată, față de o entitate teritorială suprapusă pe o așa zisă diferențiere etnică. Și asta este contrar oricărui principiu de organizare a viitoarei Europei. Cum se gândesc eu că lucrul ăsta este corect când vrem să fim toți într-o Europa liberă, care nu a trecut de surclasajul diferențierilor de genul acesta și tu dai satisfacții unui concept medieval. Pentru că ăsta este produsul, este reflectarea unui mental de enclavizare medieval, de tip medieval. Și atunci mă duc cu regiuni europene la nivelul țării și mă enclavizez medieval într-o structură etnică. Păi bătaie de joc, este aiureală. Este lipsă de consecvență. E totală inconsecvență, deci nu e aceeași rațiune politică. Lucrăm cu două unități de măsură diferite, măsurăm diferit aceeași unitate numită România. Asta e una. Se demonstrează încă o dată că cei care produc asemenea soluții sunt într-o situație fără ieșire din punct de vedere politic și răspund la actul de șantaj politic al UDMR-ului. De ce? Liderii, un număr mic, vă spun, domnilor de ODM, cât sunteți în atenția noastră? 29. V-am mai spus-o și în 2000. Atât. 29. Restul este lume pașnică. Acești oameni au fost giftuiți cu fonduri grele. Oamenii ăștia sunt răspunzători față stăpânilor de afară. Ei trebuie să dea seama pentru faptul că nu produc asemenea degringolade în România, când au produs-o mai repede. Nu le e frică de secuii lor, de magarimea lor, care sunt oameni la fel de liniștiți, cu aceleași obiceiuri. Știți că românii din secuime se înțeleg perfect pentru că au aceleași obiceiuri și aceleași datini cu oamenii din zonă, că sunt oamenii pământului. Deci nu aici este buba. Ei trebuie să răspundă comenzilor din altă parte și vor da seama pentru ceea ce nu au făcut. De ce? România ca stat național, unitar,
nu mai e pe placul unor entități extrateritoriale românești. Trebuie să o spunem. Dacă mergem pe lângă subiectul ăsta, înseamnă că băgăm capul în pământ precum struțul. Da, ne asumăm răspunderea să explicăm poporului român că există intenții total diferite de structura și statura statului român. Se vrea un stat confederativ, un stat federalizat, cu cât mai fărmițat, cu atât mai bine, în care entitățile să lucreze direct cu alte structuri decât cu cele de autoritate națională. Asta este ceea ce am atras atenția și o repet. Și acum se reia acest scenariu. Dom'le, cei care o fac nu învederează că ar avea ceva împotriva statului român sau poporului român. Asta este mersul. Priviți landurile germane, Elveția este confederativă, ce să mai vorbim de Spania? Dom'le, e altă mărie cu altă pălărie. Le reamintesc domnilor guvernanți români, români, că aș putea spune a domnilor guvernanți din România, că politica unei țări nu este nici mai mult, nici mai puțin decât geografia acelei țări. Citat din Napoleon. Nu pot să fac politica Spaniei, nici a Franței, nici a Elveției. Noi trebuie să facem politica structurată pe datina românului. De la regalitatea dacică, prin voievodate și domnii românești pământene, regalitatea românească și statul românesc modern. Dacă gândiți în alți termeni și vreți să fiți finlandezi și să guvernați ca în Finlanda, duceți-vă, domnule, în Finlanda. Șmecheria asta cu multiculturalismul, cu politici publice, cu adiacentare și compilare este caducă și fumată. Națiunile trebuie să vibreze în interiorul ființelor. Loviți în ființa națională, o demonetizați, loviți în oamenii care o apără, vă puneți la adăpost în spatele unor speculații și a unor saltimbaci pe televiziuni care îndobitocesc pur și simplu lumea, vin cu niște cuvinte și soluții în acestea abracadabristice. Pur și nu înțeleg eu la vârsta mea, mâine, poi mâine, fac 62 de ani. Mulțumesc. Ei bine, încerc, mă străduiesc, îmi impun, mă duc și recitesc pe Spinoza, l-am luat pe Pitagora, încerc să mă duc la raționamentele logice ale lui Voltaire. Băi, hai să văd, poate sunt eu nebun și nu înțeleg mersul lumii. Nu. Atrag atenția că oamenii aceștia au o hibă. Nu mai gândesc binar. Gândesc monocoloidal. Ei nu mai au sinapse. Ei au numai comenzi. Sunt cu chipul pus în cap și dacă îl ai scos, rămâne precum Matrix. Aștia sunt. Băi, ăștia sunt chipați. De ce? Toți sunt cuplați la resursa financiară venită de aiurea. Fie că e din manipularea internă, fie că s-au dat la pace cu ceea ce a venit cu poruncă de afară. Ăștia sunt. Și fac un apel, nu în nume personal, la conștiința celor care încă au în fișa postului și în statul de organizare apărarea entității și etnicului românesc. Atrag atenția instituțiilor care sunt înscrise prin Constituție că trebuie să apere acest lucru, să se trezească. Oameni buni, această cancerizare a mediului public vorbit, rețineți termenul, mediul public vorbit, această cancerizare nu face decât să producă mari mutații de comportament la români. Starea permanentă de lehamete, tristețea ca stare de manifestare a vieții cotidiene, oameni triși peste toți și oameni care trăiesc sub semnul fricii de sine, când să se ia de unul care produce balamuc, tace, pentru că știe că este singur, desolidarizarea țării, atomizarea societății. De la acest lucru, la ce se întâmplă în România, nu vă mai spun că e doar un pas. Este un centimetru.
acel centimetru este acum. Și sunt convins, simt eu asta, că se va găsi o soluție corectă și asta pentru că trebuie să fie o răbufnire de orgoliu bărbătesc și la cei care ne conduc astăzi. Da, domnule general, vreau să vă pun o întrebare. Dar oare americanii când au luat hotărâri importante, militare, punând aici scut atomic, n-au gândit că asta se potrivește cu o țară mare? Dacă nu mă înșel, au avut tentative de a pune scut tot într-o țară mare, în Polonia. Le convine americanilor așa niște tăiței de țară, bucățele, firimituri, că ei au venit și au pus într-o Românie de anvergură medie pe harta Europei. Sau cum e? Acum să vă spun, să nu facem un fetiș nici din ce sunt americanii. Americanii spun, acolo e România. Mă refer la cei care răspund în Departamentul de Stat de Europa de Sud-Est și directorul de spațiu, care la ora actuală se numește directorul de spațiu Ungaria-România. Deci acolo, la Departamentul de Stat, spațialitatea pe Europa de Est comună e Ungaria-României, România. De aceea se confundă Budapesta cu București, aerea la asta. Nu contați prea mult pe ceea ce spuneți dumneavoastră, dar planificatorul de la Pentagon nu se uită la politic. El s-a uitat la structura masei teritoriale, mari, poziția pe traiectul probabil și capacitatea de încredere, care se numesc trusting capacity, așa se zice, capacitatea de încredere, de loialitatea statului respectiv față de Statele Unite. Astea sunt elementele care le-a gândit Pentagonarul. Mai departe, ce e înăuntru, el spune, este o treabă domestică, nu intru în problemele dumneavoastră, vă dăm doar asistență. Asta nu înseamnă că el nu-i cu ochi permanent. Keep an eye on my enemy, adică stau cu ochiul permanent pe cel ce îmi poate deveni inamic, prin faptul că poate produce turbulență și dezordine acolo. Nu îmi fac iluzii că lucrurile acestea stau pe ordinea de zi a discuțiilor pe masa politică americană. Nu. Domnul Gindelstein din când în când se mai bagă. Nu comentez ceea ce face el aici. Se poartă exact ca la el, probabil în statul său de origine. Și probabil că tot datorită faptului că se permite treaba asta. România e permisivă la tot ce înseamnă nana. Le place la băieții ăștia să stea în poziția a plecat, să primească nana. Sunt oarecum masochiști. Din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să coroborăm o atitudine politico-militară pe tratatul Nord-Atlantic cu relația bilaterală România-America și ce se întâmplă la noi din punct de vedere al găinăriei politice. Asta, în schimb, poate produce perturbații grave și sunt convins că vom auzi cât de curând și o poziție a Licuriciului cel Mare. Că tot îi place domnul Băsescu, spune că e Licuriciul cel Mare, nu? Revenind la ceea ce spun telespectatorii, vă întreabă cineva, domnule general, cum vă explicați derapajul domnului președinte care ieri cerea parlament unicameral, astăzi vrea parlament bicameral, vorbește de compromisuri da. Cu opoziția, dar nu se înțelege la abilitate psihică sau nu e responsabil. Domnul Bălan, nu. Păi cum insist. Dar să nu-l cunoașteți pe domnul Băsescu cum îl cunosc eu. Când el își propune să facă un lucru, îl duce până la capăt. Și nu-l suspectez că n-ar vrea binele României. Nu-l suspectez așa ceva. Vă jur că nu-l suspectez. Dar hățișul în care a intrat, compromisul care le-a făcut succesive, dependențele sale, atenție să spun, dependențele sale, morale, etice și chiar fizice, îl fac să nu fie el. Repet, îl fac să nu fie el. El acum este cu spatele la zid și asta nu e la abilitate fizică. Caută să iasă din această incapacitate decizională pe care și-a asumat-o și intră din eroare în eroare. Acum nu mai poate decât un singur lucru. Să taie radical sau, atenție, să lase
exact structurile care decid treaba aceasta și au în competență constituțională să o facă. Adică Parlamentul. Păi Parlamentul, Guvernul ca inițiativă și Parlamentul ca tare. Domnule președinte, faceți pasul înapoi, nu ca cedare, ci ca intrare în normal și vegheați de acolo din turnul prezidențial ca să nu se întâmple ceea ce pregătesc alții. Fiți veghiatorul nostru. Atât trebuie. Atât. Pentru că îi sugerasem o dată. E grav să fii președinte jucător. Rămâi președinte arbitru. Și dacă vrei totuși mai mult decât ceilalți, fii un președinte arbitru pe fază. Să fluieri corect. Să nu fluieri în colțul ăla un offside închipuit. Ei, asta îmi doresc. Un președinte bravo. Un președinte arbitru între instituțiile statului pe fază. Implicat în viața țării pe fază, dar nu intra în teren cu ei la joale. Dacă vrei să fii jucător, nu poți să și fluier să și joci. Cred că fluier pentru tine, așa face. Ai intrat în teren și vine un fundaș cotonogar și iată cotonogare din centru. Iau tras-o și acum el ce face? Fluierul offside, dar se vede că el era offside. Și atunci ce să fac? N-are ce face. Bun, se uită la tușă. Deci el dă aceste două județe UDMR-ului ca să rămână la putere, pur și simplu? Exact. Da? Pentru că la ora actuală ieșirea de la guvernare produce un cataclism din punct de vedere al poziției PD-ului. Ieșirea de la guvernare înseamnă alegeri imediat anticipate, pentru că înseamnă criză parlamentară. Înseamnă anticipate și în aceste anticipate care vor fi fiind în noiembrie, în decembrie, nu are importanță, dacă vor fi fiind, PDL-ul dispare de pe orice conotație de acces la putere. Nu cred că prinde 12-13%. Țineți minte ce vă spun. El, pe urmă, va fi suspendat. Și atunci, nu mă gândesc la asta. Eu nu sunt generator de scenarii aici. Însă el, după aceea, trebuie să dea seama de ce nu a veghiat ca un arbitru pe fază la stabilitatea unei Românii care este în fața unui mare pericol. Falimentul societății, pentru că societatea noastră nu mai e productivă, și disiparea anomică a instituțiilor statului român. Am spus-o în termeni academici ca să audă cine trebuie. Disiparea anomică a instituțiilor. În România, de când s-a început participarea jucătorilor, Montesquieu a dispărut de pe firmamentul construcției instituționale post-napoleonene. Separația puterilor în stat. Nu separare. Ăla e separatism. Separația înseamnă funcționarea sinergică și proporțională, corespunzător atribuțiilor, pentru a produce beneficiu concentrat în folosul societății. La noi, din separația puterilor, s-a ajuns la risipirea puterilor în stat, domnule Condulețeanu. Iar de când toate puterile... Atomizarea de care ziceți. Iar de când toate puterile joacă după cum vrea mușchiul lor, justiția face ce vrea ea, nu cum spune legea, ci face ce vrea ea, pentru că este amestecată în joc. Se ia de mână cu prezidenția, cu guvernul, se dă la trântă cu golane, pe ăla lasă, pe ăla la apucă, în funcție de cum s-a faultat. Curtea Constituțională este o sinecură politică ce transformă Constituția dintr-un agregat național într-o părere și într-o impresie a celor nouă. Deci, Constituția este o impresie la ora actuală. După cum este impresionat într-un fel sau altul balansoarul, adică acel din mijloc, al cincilea, care bate când la patru din stânga, când la patru din dreapta, așa e și Constituția. Constituția pe un balansoar. Așa le spun eu. Nouă pe un balansoar. Apropo de filmul 2 pe un balansoar. Normal că se amestecă întreburi. Ce legislativ când voturile sunt date fraudulos la trei mâini pentru a trece legi organice? Domnule, legea organică e sfântă. Ea este reprezentanta voinței filozofice a Constituției. Știți de ce Constituția asta este de rahat? Pentru că a fost făcută de juriști. Constituția este un act fundamental care trebuie făcută de înțelepți, de academicieni, de filosofi, de logicieni,
de oameni care cunosc teoria sistemică a organizării, de sociologi. Deci asta este ce înseamnă casa, cu toate cămurițele sale în care funcționează o națiune de preoți. Nu de cei care sunt advocați și așa zis și oamenii ai drepturilor. Nu. După care această filozofie intră în gura celui care face legea, legiuitorii care nu sunt avocați, n-ar trebui să fie numai ei. Dregătorii, respectiv cei care sunt oameni de drept, trebuie să facă legile extrase din această înțelepciune care înseamnă fizionomia de funcționare a unei societăți și să facă legi drepte, morale, așezate ca să funcționeze casa statului, casa națiunii, care e Constituția. După cele 5 căderi minunate pe care le spuneau dacii noștri în cele 5 căderi naturale. Legea eternă, legea divină, legea naturală, legea pământului și apoi legea omului. Nu! Dar dracule pe alea toate. Facem legea noastră și din ea împingem și facem să pulseze Constituția. E pe dos, domnul Condrățeanu. S-a plecat prost, s-a plecat pe dos. Noi trebuie să întoarcem mănușa asta. De aceea trebuie să facem o altă rânduială. Poporul ăsta trebuie să gândească, trebuie să fie bine rânduit. Orice popor așteaptă să fie bine condus. Mulțimea nu așteaptă filozofie. Mulțimea așteaptă să fie ordine, organizare și bunăstare. Să nu-ți fie frică să ieși pe stradă. Să nu-ți fie frică să lași copilul că ți-e violat și o găsești într-un canal. Să nu-ți fie frică că un ciocoi îți ia pământul prin fraudă și te lasă pe drumuri fără casă. Să nu-ți fie frică că mâine nu mai ai pensia respectivă, că ți-a tăiat-o că așa avea mușchiul lui. Că drepturile tale de sine cucerite nu sunt întoarse după cheremul visului de o noapte și scârpinatului în nas cu biluțe în timpul în care asculți și se întâmplă la Senat. I-ați văzut pe toți, da? Adormitorii aceștia în marele dormitor național, ca așa spun, marele dormitor național. Domnilor, așa trebuie gândit. Ori nouă ne trebuie o altă rânduială. Ce fac băieții? Rafistolează Constituția, ciopârțesc sau cioplesc pe aici pe acolo. De ce? Ca să încapă tot ce n-a fost în ceea ce este. Că ceea ce este nu încape. Atunci trebuie să o facă ei într-un fel sau altul. Singura intenție lăudabilă pe care nu am susținut-o de multă vreme. Confiscarea averilor fraudulos făcute și juridic demonstrate. Da, adică că vrea să le confiște pe ale altora, nu pe ale celor din jurul lui. Păi de aceea Constituția trebuie făcută de oameni înțelepți și de oameni din afara spectrului politic. Unde sunt înțelepții neamului? Domnule președinte Băsescu, dacă ați făcut informal Consiliul Consultativ de Stat sau Consiliul Consultativ Prezidențial. Înțelepții. Aduceți, domnule, acolo pe Badea Cărțean preoți, academicieni, universitari, foști militari, logicieni, oameni de afară, consultați-vă din când în când să auziți ce gândește mintea ruptă, desprinsă de panoramele care gândesc numai în concubinaje. Oameni detașați de nevoia lor imediată. Oameni care mai trăiesc cu răspunderea morală și cu credința divină că slujesc neamul. Formidabil. Ați făcut vreodată așa ceva? N-ați făcut. Faceți-o informal. Nu trebuie să aveți structuri pe chenare și pe ștate de plată. Faceți structuri compozite. Avem soluție la această Românie cu toate județele așa cum sunt, cu structuri pe regiuni, dar cu structuri compozite și cu reprezentare pe nivelul 3, cu reprezentare indirectă, introducându-se votul semidirect, așa cum Toffler în 1991, în capitolul 8, dacă vrea să se uite și în subsolul acelei pagini, a propus-o Americii. America o experimentează în Alaska, America se pregătește pentru marea schimbare de o rânduială, noi o avem la dispoziție să facem repede, nu facem nimic. Cum e asta? Să explicăm omului de pe zebră. Îmi cereți prea mult, venim și mergem exact la articolul 1 până la ultimul, cu Dan Diaconescu despre noua rânduială care are la bază redarea suveranității poporului și controlul direct asupra celui ales. Da, domnule. Asta trebuie făcut. Domnule, și știți de ce? Domnul general,
se simte că poporul ăsta vrea să se schimbe ceva în rădăcină, în adânc, în temelie. Vrea ceva, că până acum a fost o fâlfâială, o lambadă. De asta acum un partid cu suflu românesc, cu simțire românească, cu gând pentru neamul ăsta, trebuie să iasă și să facă altceva, nu, domne. Nu sunt de acord cu partid. Eu aș spune chiar așa mai direct și să provocăm treaba aceasta. Acest partid se numește Națiunea Română. Trebuie reagândită modalitatea de reprezentare a națiunii române și altfel decât prin partide. Cum? Și este foarte important. Și așa noi nu-l putem important. Nu vedeți ce au făcut? În legea 14, refăcută și recondiționată sub domnul Năstase, asta așa, dacă participă un independent și câștigă cu toate voturile din zona respectivă, da? Îi bate pe ceilalți. Acel om care participă ca independent nu poate intra în Parlament dacă suma independenților pe toată țara nu fac împreună 5%. Păi vă dați seama că totul e făcut pentru ei? I-a tăiat picioarele. Vedeți, dumneavoastră? Independentul. Acum s-au făcut colegiile. Ei, pentru că s-au făcut colegiile, știți ce a apărut? Mișcarea colegialității. Ăsta e al tău, ăsta e al tău, lasă-l pe ăla, pune-l pe ăla, dă-mi-o mie, dă-mi-o ție și le aranjăm așa de bine colegile în funcție de locul tău de influență. Tu de unde ești, chelarule? Păi sunt din Rediu de Iași. Și câte rude ai acolo? Păi vreo 40. Și cât poți să aduni tu? Păi 50. Păi bagă tu 100 de mii de euro la noi aici și te sprijim noi acolo în colegiul ăla. Și l-ai luat sigur. Așa s-a făcut. Așa s-a împărțit țara. Colegial, pe colegii, între colegi. Replica acolo. Face enunț antinațional, face enunț antiromânesc, mă spurcă în propria casă și vine, el spune, distinse coleg, să fii coleg cu neamul tău, nu cum e. Cum să fiu coleg cu ăla care mă spurcă și îmi batjocorește țara? Ei sunt colegi, pentru că așa sunt. Și-au împărțit colegiile și-au pus botul la absolut tot ce este bunăstare în țara asta. Și împreună vorbesc despre nu natul românesc, nu despre comunitatea încetățenită, nu despre cetățeanul care are drepturi, electoratul. Toată masa românească, electoratul. Hai să vedem cum facem să vină cât mai puțin, să cumpărăm mai ușor. Cu cât mai puțin la vot, cu atât mereu noi. Aici este marea lucrare. Națiunea trebuie să se trezească. Știți cum se cheamă conferința mea itinerantă? Trezire acum, învierea rădăcinii. Este vremea marii redeșteptări. Dacă nu o facem acum, rămânem în somnul cel de moarte. Spune-mi, trăsator, în această seară Băsescu l-a atacat pe fostul rege Mihai numindu-l trădător, deoarece a cedat șantajul și a dat țara pe mâna rușilor. Nu sunt regalistă, zice trăsatoria, dar mă întreb, dacă Mihai e trădător pentru acest lucru, Băsescu care pune o parte din țara la dispoziția ungurilor, cum poate fi numit? Îl admir foarte mult pe domnul general. Deci, cum poate fi numit domnul Băsescu dacă regele este un trădător? Așa zice tot Traian Băsescu. Vreți să facem o emisiune aparte pe tema asta? Că sunt foarte multe de spus. Da, dar măcar acum... Încă o dată. O precizare. Articolul 1 din Constituție, domnule Deaconescu, îl discutăm împreună și o lansăm națiunii române când dumneavoastră veți reuși să treceți de furcele caudine ale liber schimbistului numit judecătorul X. Pentru că legea celtică, care vine din legea deceneică. Legea deceneu înseamnă cel care ține cele 10 legi dacice. Druizic, din care vin celți, spune așa. Nimeni nu are dreptul să judece decât numai când a împlinit maturitatea celor 7 treceri. De 7 ori 7. Americanii nu-și permit să pune să judece la bară un bărbat sau o femeie care n-a împlinit vârsta de 50 de ani. Ați văzut acolo pițipoanice sau fițe de 27-28 de ani chemate să judece cazuri în justiția americană? Niciodată. Pentru că nu are coaptă, nu are copt cerebral ca să poată să facă așa ceva. La noi băiatul ăla nici n-a trecut de etapa pubertății întârziate și se apucă să judece cazuri
pe care numai expertiza personală sau cazuistica citită în mii și mii de file îl poate face apt să ia o decizie. Judecătorul care ne-a respins nou partidul nu are 30 de ani împliniți. Deci el se găsește în casa a doua a vieții, care trebuie să, în care trebuie să învețe cum se poartă pantalonii. Da, domnul general, permiteți-mi numai o secundă să citesc un mesaj care îmi aduce lacrimile în ochi. Dane, da. Urmărește-mă puțin. Da. Bună seara, domnul Florin, sunt Cristian Lucaciu, băiatul din Germania care a fost la dumneavoastră în emisiune cu terapeutul Bonchiș. Mă doare sufletul de ce văd pe ecran. Puteți să mă luați în direct dacă doriți să aveți un comentariu de la un român plecat peste hotare. Spun cu mândrie și cu drag, patriotul Cristian Lucaciu. Hai să-l băgăm, domne, pe românul plecat în Germania, în telefon. O să facem și această legătură. Dumne, a fi patriot este un delict în ziua de astăzi. Vă rog foarte mult. Nu vedeți că au demonizat termenul. Atât de mult s-a bătut monedă pe faptul că sunt enunțuri sau termeni protocroniști, retardați, antidemocratici. Care funcționează la americani. Nu numai acolo. Nu. Evreu are voie să fie patriot. Bine, așa francezul, e. Da. La fel și americanul, neamțul. Dar eu am spus-o și am întrebat. Măi, oameni buni, cu ce greșesc eu când apăr națiunea mea, când iubesc patria din care am născut? Știți care este culmea, domnul Condurățeanu? Dom'le, Rusia e a rușilor? Germania e a nemților? Franța e a francezilor? Păi de ce nu fim, domnule, și România românilor? Și trebuie neapărat să facem frumos la tot cei care ne amenință de fiecare dată că vă dăm nana. Nu este un discurs exclusivist. Încă o dată am spus. N-are importanță de ce neam, rasă, vârstă ești. Dacă te înhami cu frățietate la cârca mea să tragem țara înainte, mi-ești frate. Domnule, dar de un neam cu mine să fii, dacă ești lighioană și trădător, te spulber. Ei bine, avem din ce în ce mai multe dovezi că noi suntem considerați cetățeni europeni de mâna a doua. Românii din Harghita și Covasna, atenție! Știți cum se spune acum? Cum își spun acolo? Cum? Minoritatea românească din Harghita și Covasna. Culmea idioțenei. Culmea paradoxului. Minoritar în propria țară. Cum poți să fii minoritar în țara ta în care ești stăpân? Și atunci nu ne rămâne, domnul Lăcătușu, creați, domnule, și dumneavoastră un partid acolo. UDMR. Da. Atenție, nu glumesc. Domnul Condurățean, să dați. Să crei UDMR DR. Uitați, și vor intra în Parlament. UDMR DR se traduce așa. Uniunea Democrată a Minoritarilor Români din România. Da, domnule, așa e. Haideți, domnule, că... să o facem. Dați-o dreacule. UDMR DR. Domnul general, știți ce a declarat Mitropolitul Sălăjean din zonă, că există multe localități în Harghita și Covasna în care românii mai apucă să vorbească românește doar în biserică. Dom'le, asta te face să nu dormi noaptea. Da. Eu am trimis mesaj către Comisia Prezidențială pentru reformularea, nu revizuire, reformularea Constituției, undeva la articolul 13, scrie așa. Limba oficială în România este limba română. Ei, domnilor, limba de stat, limba oficială este limba română, este scris. Dar am cerut să se mai facă un paragraf. Primul să rămână paragraful A, să facă paragraful B, care nu deranjează cu nimic. Cunoașterea limbii oficiale a statului român este obligatorie.
Deci cunoașterea limbii oficiale a statului este obligatorie. Nu poți să fii cetățean român necunoscând limba română. Poți să vorbești în zona ta, în secuiască, în ungurească, în lipovenească, în dialect retro-român, meglero-român, țipțeresc, armenesc. Vorbește, domnule, nu-ți iau dreptul acesta, îți respect dreptul la identitate culturală în zona de existență a domniei tale, dar când intri în instituțiile statului român și interconectezi cu un român în România, îi vorbești obligatoriu în limba oficială. Limba oficială în statul român este româna. Nu mă duc eu și că... Știți, eu sunt aici multiculturalul Xulescu și te rog să-mi vorbești în limba multiculturală 4. Asta este prostia la care am ajuns. Apropo de toleranță despre care unii vorbesc. Aceasta, încă o dată, se datorează faptului că nu am avut veghetori cu mintea limpede la Constituția și destinul statului românesc. Și am făcut din Constituție o marotă pe care am invocat-o, dar am extras din ea numai ce am vrut și am inventat legi din Constituție totalmente anticonstituționale. Această tentație, această tentativă de reașezare administrativă, încă o dată vă spun, este necesară o revedere a mecanismului administrației teritoriale românești. Dar această formulă este un act abject anticonstituțional, deci în consecință este împotriva cartei de organizare a vieții statului român. Zice alt trăsător, Băsescu a vândut flota țării, iar astăzi ne vinde Ardealul. Ăsta nu este patriot. Român să ne apărăm singur țara, pentru că pe guvernați nu-i mai interesează, ei și-ar trăda și părinții. Semnează Dan Popa acest mesaj. O doamnă Mioara întreabă, sunt șocată, unde sunt patrioții? Eu sunt din Vaslui, Moldova, dar sunt gata să-mi dau viața pentru țară, pentru Ardealul drag. O să vedeți, mulți trăsători sunt bulversați, după ce aseară încercau să treacă din nou de partea lui Traian Băsescu, astăzi au fost lăsați cu ochii în soare. Da. Bălan, vă rog, aveți cuvânt. Nu, eu l-ascultam și sunt onorat că sunt în această emisiune cu domnul general Chelaru, pe care l-admir foarte mult. Chiar înainte de emisiune am avut o discuție despre niște altare dacice vis-a-vis de ce am spus eu aseară și dânsul m-a încurajat să nu mai fie frică să spun lucruri. Frică! Să nu mai am jenă să spun lucrurile astea, că frica... Da, domnul Diaconescu, eu vreau să vă spun că sunt bucuros. În ziua asta de 22 iunie, eu sunt foarte bucuros. Și asta nu pentru că e ziua lui domnul Adrian Năstase, cred că mai degrabă domnul Adrian Năstase ar trebui să serbeze ziua mătușii Tamara, care l-a făcut om, decât propria zi de naștere. Dar cred că astăzi, în 22 iunie, din fericire, prin gestul pe care l-a făcut vremelnicul președinte și sper pentru încă foarte puține zile președinte al României, a pus capăt unei perioade negre din istoria României. Dacă ar fi făcut pasul înapoi și dacă ar fi cedat, dacă n-ar fi cedat și dacă UDMR-ul s-ar fi dus la USL, o mai lungeam așa, că USL-ul le-a promis, că le dă, că le face, că le drege. Din fericire, dorința, aviditatea lui Traian Băsescu de putere i-a cauzat moartea politică. Astăzi, eu nu sunt nici sociolog, nici filozof, nici sunt jurnalist și atât. Dar după părerea mea, astăzi, 22 iunie 2011, teroarea în România, regimul Băsescu, a luat sfârșit. Odată cu moartea politică a celui mai important reprezentant al lui, și anume președintele Băsescu. Astăzi, toată tactica politică a lui Băsescu, adică de învrăjbire a claselor sociale, de învrăjbire a cetățenilor, de învrăjbire a etniilor, de învrăjbire a meseriilor, de învrăjbire a tot, a bărbaților cu femeile, a militarilor cu civilii, a ofițerilor cu subofițerii și așa mai departe, toate astea
la un moment dat este ca la un excroc. Ăsta păcălește, păcălește, păcălește până când îl păcălește și pe el justiția. Exact așa, domnul Băsescu, toate aceste îmbârligături pe care le-au făcut s-au transformat într-un bumerang care l-a lovit direct în ochiul ăla pe care îl descria aseară domnul Condurățean. Că ar fi, ar vedea bine, dar din, are puțin jaluzeaua lăsată. De data asta, lucrurile sunt mai mult decât grave. Dacă până acum ceea ce s-a întâmplat, sunt convins că nu a fost decât o perdea de fum, regionalizarea asta și discuțiile pe tema regionalizării, pentru că, după cum ați văzut, s-au terminat divorțurile columbenilor, împărțitul copiilor, împărțitul ăstora de la cimitir ale doamnei Zăvoranu și așa mai departe, pentru că lucrurile astea s-au terminat, pentru că poporul nu mai punea botul, ca să zic așa, la asemenea nimicuri, pentru că foamea, sărăcia, ratele la bancă, imposibilitatea de a asigura un trai decent copiilor care merg la școală, imposibilitatea de a-i cumpăra bașcheți și caiete, a făcut ca aceste lucruri să se ducă în derizoriu. Și atunci s-a căutat ceva grav, să se arunce în gura poporului. Ei, acest ceva grav a fost chestiunea maghiară. Pentru că era evident că această perdea de fum cu regionalizarea, care, repet, din punct de vedere tehnic, după părerea mea, nu se poate realiza. Cel puțin deocamdată. Din punct de vedere tehnic, nu se poate realiza. Și am mai spus, pe vremea lui Ceaușescu, unde Ceaușescu dădea ordin la 10 seara și la 4 dimineața era împărțită România de nave aer. Nu s-a putut, nici pe vremea lui Ceaușescu. Au trebuit 3 ani de studii, 3 ani de organizări, pentru ca România să arate cum arată astăzi din punct de vedere împărțită din punct de vedere administrativ. Deci nu se poate acele 5 regiuni să se nască peste noapte, nu se poate nici până la sfârșitul anului viitor, după părerea mea. Sunt niște chestiuni tehnice pe care n-ai cum să le realizezi. Schimbarea buletinelor, de exemplu. Buletinelor de identitate și cărților ăstora, de identitate ale mașinilor. Tehnic nu poți, nu poate mașinăria aia să scoată mai multe decât, nu știu, 100 pe zi. Deci nu se poate. E, ei ne-au aruncat povestea asta ca să avem noi ce comenta. Să uităm că s-au închis spitalele, să uităm că s-au tăiat pensiile, să uităm că se sinucid oameni din cauza sărăciei și să tocăm aceste regiuni care sunt ba verzi, ba roșii, este aceeași îmbârligătură a lui Traian Băsescu. Vă aduceți aminte aseară, domnul Diaconescu, că am avut destule SMS-uri ale unor oameni plini de patriotism local, care spuneau, domnule, dar de ce eu de la Brăila să mă supun iar Galațiului? Dar de ce eu de la Brașov să, nu de la Brașov, de la, nu știu, să cele, să fiu iar să țin de Covazna? Și așa mai departe. E, această îmbârligătură s-a sfârșit. Și s-a sfârșit, știți de ce? Pentru că lucrurile au fost ușor exagerate, spre grav exagerate, de către UDMR. De ce? Ca să ne lămurim. Eu nu cred nicio secundă în ruperea teritoriului național și așa mai departe. Într-o țară membră NATO, că ne-au spus, domnule, o să fie ca Iugoslavia. Păi îmi pare rău, dar cei care spun asta sunt cel puțin tâmpiți. Păi Iugoslavia, când a fost dezmembrată și atacată de către NATO, spre deosebire de România, și domnul general aici da, poate ne lămurească mult mai bine decât o fac eu, erau cu totul și cu totul. În primul rând că era alt an decât 2011. În al doilea rând, alta era situația în Iugoslavia decât cea din România. Dar nu vreau să insist asupra acestei chestiuni, da, pentru că acolo noi am judecat-o cu inima. Nu, dar Iugoslavia o secundă, era un stat multistatal, deci era un stat confederal. Atunci nu era membru NATO, pe noi cum se atace NATO? Nu, în 99 nu eram în NATO. Nu, nu, zic acum. Acum este o diferență reală, de aia. Reală. Că zici, domnule, facem Kosovo. Nu facem, domnule, nu, Kosovo. Nu, dar nici că nu. N-avem cum. Dar ungurii nu au același mental ca și Kosovo. Tocmai. Deci nu. Sunt o groază de diferență. Deci, pe fondul acesta al unei diversiuni mai consistente, pentru ca oamenii să nu se mai concentreze asupra problemelor grave ale țării, ați văzut, cel puțin aia pe mine m-a șocat, 35.000 de oameni rămân fără pâine și șefilor joacă pinguinul. Dom'le, să joace poștă, pinguinul până în mijlocul mării. Să se ducă
cu flota lui Băsescu cu tot. E, această diversiune a fost folosită de către UDMR nu ca să rupă din trupul țării. Da. Ce credeți că poate să le mai spună Kelemen Hunor după 20 de ani etnicilor maghiari? Că și ăia trăiesc vai de mama lor. Da, toată lumea recunoaște. Da, trăiesc, toată lumea recunoaște că cele două județe sunt cele mai sărace, da? Ce la, să la... le mai spună după 20 de ani Kelemen Hunor? Că vor să trăiască bine? Nu. Că la unguri o să le dea pensia înapoi și la români? Nu. Că, nu știu, o să se ieftenească gazul? Că la iarnă nu o să mai coste lemnul cât costă? Și nu să aibă cu ce să încălzească? Păi nu-l mai crede nimeni. După 20 de ani, și ungurul ăla, și românul, care sunt vecini cu casa acolo, se uită în pungă și văd, bă, frate, n-avem cu ce să ne încălzim. Nici ori, nici tu. Și atunci, Kelemen Hunor ce să facă? Ca să se mai mențină el la putere, să fure împreună cu Vereș Toiotilo și cu toți ceilalți. Ce să mai facă? Ce să le propună? Să ne promită că se vor uni cu Ungaria. Vă spun eu când am semnale clare în Covasna și Harghita, nu-i crede nimeni. Nu-i că nu vrea nimeni două județe separate. Vor să trăiască omenești. Asta vor. Și rezolvarea problemei economice, eu vă asigur că și în Kosovo, și domnul general, dacă n-am dreptate, vă rog să mă contrazic. Dacă era media de salariu 4.500 de euro, vă spun că nu se împușca nimeni cu nimeni. Nimeni cu nimeni. Dacă se duceau americanii și încercau să-i învrăjbească pe aia, luptau și albanezii și sârbii împotriva americanilor, de nu se vedeau. Ia să facem și noi măcar 1.500 de euro. Să vedeți cum dispare problema ungurească din România. Ne-au aruncat acum chestiunea asta ca să avem ce discuta. E, și acum, pentru că de aici ai să trage lui Băsescu, după părerea mea, aseară, că acuși vă iau la judecat, cetățeni. Domnul din Târgu Mureș, care mi-a zis să mă uit în oglindă să văd un dobitoc. Hai să ne uităm amândoi în oglindă în seara asta, să vedem ce vedem. Ia hai să ne uităm așa un pic. Cei care aseară au dat 10 de mesaje zicând că președintele argumentând că sunt de partea președintelui Băsescu pentru că este un patriot. Astăzi, dacă dumneavoastră mai credeți că Băsescu este un patriot, iertați-mă, nu vă jignesc, te zice tâmpiți. Domnul Băsescu, pentru a rămâne la putere, pentru că rămânerea la putere pentru dânsul este esențială, de ce este esențială, o să vă spun imediat, este în stare să vândă orice. Dacă dumneavoastră îmi puteți spune mie că Băsescu, fiind de acord cu înființarea celor două județe, amărâte, neamărâte, nu contează. Vor, nu vor, ungurii de acolo, nu contează. Contează ce a vrut el. Dacă dumneavoastră vreți să-mi spuneți că Băsescu, care el vrea să facă 8 regiuni strategice care să disipeze maghiarimea prin majoritatea românească, astăzi, pentru că avea șansa, aveam noi șansa, iertați-mă, să cadă de la putere, risca să ajungă în afara Cotroceniului, vinde tot. O, ar fi în stare, și vă spun aici cu mâna pe inimă, Băsescu și ai lui trebuie să răspundă, trebuie să răspundă pentru spitalele care s-au desființat, trebuie să răspundă pentru oamenii care au murit de foame. Pentru prima oară în România, sub regimul Băsescu, s-a murit de foame oficial. Sunt două certificate medico-legale care atestă că doi oameni din Călăraș, mamă și fiu, fiul din păcate handicapat, au murit de foame în casă. Certificate medico-legale. Este oficial. Doi oameni au murit de foame sub regimul Băsescu. Într-o Românie europeană a anului 2011. Pentru asta trebuie să dea socoteală. Ori domnul Băsescu astăzi, ce a făcut? A amânat ziua socotelilor, dând pe mâna ungurilor o bucată de Românie. Dând în capul lui. Pentru că nu o să dea niciodată nimic. Asta să fie foarte limpede. Dar vă rog frumos, cei care aseară au dat SMS-uri, că o să confruntăm numerele, nu le dăm pe post, o să confruntăm numerele. Nu vreți să ne mai spuneți cât de patriot este Băsescu? Că sunt tare curios să vă aud. Da, să-l ascultăm prin telefon pe domnul Cristian Lucaciu. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Îmi pare în primul rând foarte bine să intru în direct cu patru bărbați care după
părerea mea, sunt cu toți iubitori al țării România. Vă salut pe toți. În primul rând vreau să-mi cer scuze, dar nu mai rezistam efectiv să stau, să doar privesc. I-am trimis la domnul Florin două mesaje în speranță să mă luați în direct și vreau să vă mulțumesc. M-ați luat în direct. Părerea mea, ceea ce vedem noi acum și despre ceea ce vorbiți, este un lucru care este așteptat deja de mai multă vreme de oamenii care știu cum funcționează politica, mai ales cum funcționează politica în țara noastră. Adică nu corect. Și e un plan foarte, foarte dificil și foarte urât, care, din păcate, văd că vor să-l ducă până la capăt. Eu chiar acum am fost în România, am revenit în Germania de vreo săptămână și, din păcate, n-am văzut multe lucruri bune. Am văzut copii pe stradă, copii, desigur, sub 10 ani, care erau mai mici decât 10 ani, plini de praf, întândindu-mi mâna să-i dau un leu. Am văzut bătrâni pe stradă, am văzut bătrâni în spitale. Erau vai și amari de capul lor. Deci oamenii ăia nu mai știe cum să facă să adună un leu, doi, pentru o pită. Credeți-mă, pe mine m-au șocat aceste imagini, pentru că eu stau de 21 de ani în Germania. Aici, vrei, nu vrei, statul tot nu te lasă și ai măcar o mâncare. Îți permit să cumperi o pită, să te întreții cât de cât. Iar la noi, în România, văd că aceste chestii s-au uitat, pur și simplu s-au eliminat din sistem, cum s-ar spune. Deci e foarte dureros pentru cineva care își iubește țara să vadă astfel de imagini, pentru că eu pot să spun că sunt un patriot adevărat al țării noastre și încerc să fac tot ce e posibil ca să vin și eu cu o idee bună, să fac ceva bun, care profităm, să zic așa, cu toții. Nu știu, este foarte, foarte dureros. Spune asta, vedeți, un român care trăiește în Germania, care știe domnul bine diferența? Vă rog să-mi dați voie să-l contrazic pe domnul general. Domnul general, cu tot respectul, de la un caporal către un general, ați spus că trebuie adăugat în Constituția României, acolo unde se spune limba de stat este limba română, limba oficială, mai trebuie adăugat, toată lumea trebuie să o cunoască. Mulțumesc mult pentru intervenție domnului Lucaciu și îl așteptăm în țară, dar după viitoarele alegeri, să vină toți românii din străinătate să trăiască și ei în sfârșit fericiți. Nu, rog, revenim la controversă. Nu cred că trebuie adăugat lucrul ăsta, ci trebuie aplicat în tocmai și la timp, ca să zic așa, ceea ce scrie în Constituție. Și anume, limba română să fie folosită în toate instituțiile statului, în orice împrejurare. N-are decât, când mă duc eu în Covazna să-mi cumpăr țigări, n-are decât ăla de la chioșcul de țigări să-mi zică Nento Dom Romano. Asta e. O să rămân nefumat. Dar eu îl invit la tribunal, unde se vorbește limba română, și să nu-mi spună mie că a pierdut procesul, că n-a înțeles ce a spus judecător. Să fie sănătos. Să se ducă la spital și să spună în ungurește că vrea perfuzii. Și dacă nu știe asistenta aia să îi le pună, mai dă și colțul. Asta e. Asta cred eu că trebuie să se întâmple. Aplicarea exactă a ceea ce scrie acolo în Constituție. Nu translator și nu... Nu, domnule, limba română. Să-i văd eu cum se descurcă în statul român fără limba română. Apropo de asta, spune interesatorul, eu locuiesc în Constanța. Știți că aici se află turci, tătari, macedoni, lipoveni, greci și chiar și unguri. De. Dar în instituții sau pe stradă nu vorbesc decât românește. Domnul Diaconescu, i-am auzit vorbind și turcește, dar nu, niciodată nu s-a pus problema că ar fi la Constanța altceva decât România. Eu și cred că sunt ultimul om care pot fi acuzat de șovinism. Eu vin dintr-un oraș port. Am crescut și am fost în clasă, la mine în clasă și la școala generală și la liceu, dacă citeai catalogul, ziceai că faci apelul în turnul Babel. La mine, eu sunt în modul meu de a exista, în modul în care am fost educat și în modul în care am trăit acolo. Nu sunt șovin. Dimpotrivă.
În Brăila sunt toate națiile Levantului. Și nu întâmplător, nu sunt așa două, trei familii. Sunt comunități, au biserică, au preot, deci sunt entități culturale. Brăila a fost 200 de ani raia turcească. Tu niciodată în veci, nici turci, nici greci, nici armeni, nici bulgari, nici albanezi, nici și unguri, sunt unguri, au biserică. Unguri, lipoveni, polonezi. Asta așa, aducându-mi aminte de numele colegilor mei din clasă. Tu niciunul, niciodată, în veci, nu s-a pus problema că acolo este altceva decât România. De ce trebuie să și de ce minte domnul Kelemen Hunor că există probleme? Eu îl invit la mine la Brăila să ne plimbăm prin toate bisericile, de la moschee, la templu, la biserică ortodoxă greacă, la biserică catolică, calvinistă, și ce mai vrea el, reformată și așa mai departe, lipovenească și așa mai departe, ne plimbăm pe la toate alea, pentru că în jurul lor sunt comunitățile etnice, să-mi arate și mie cine cu cine să ceartă. Adică nimeni cu da, nimeni. Și îl poftesc și la cărciumă, dar să aibă destui bani ca să ciocnească cu toți, că oamenii o să vedeți. Să-mi arate și mie doi care să ceartă pe o chestiune etnică. Domnul general Chelaru. A enunțat aici distinsul nostru coparticipant, am să spun acum, nu caporal, pentru că căprăria e unul, caporalitatea este alta. Atât am fost în stare. Da? Mai dăm și puțin culoare. Ce vreau să aduc în discuție? Într-una din emisiunile televizate la Realitatea TV, domnul Frundo a făcut următoarea afirmație. Și e bine să reamintim telespectatorilor noștri care sunt oameni de dreaptă credință. Domnule, nu cere nimeni să fii sfânt. Nu cere nimeni să fii perfect. Căci oameni suntem și toți greșelilor suntem supuși. Domnule, dar nu este permis să fii ticălos. Nu este permis să fii ordinar. Și cu atât mai mult trădător atunci când reprezinți o țară. Ce spune domnul Frundo, care astăzi era iarăși pe toate posturile și se dădeau rotunzi? Cred că e o mare greșeală că îi mai mediatizăm pe ăștia. Ar trebui să facem un fel de embargo, un fel de grevă media împotriva lor, să nu-i mai scoatem, pentru că debitează numai inepții. Că el este superior, cunoscând limba română, față de un român care nu cunoaște limba maghiară. Și de aceea e bine ca maghiara să fie a doua limbă oficială. Și vezi, Doamne, noi suntem inferiori lui că nu-i cunoaștem limba. Atenție câtă neobrăzare, câtă obrăznicie. Și insistă domnia sa. Dar dacă știi franceză, suntem mai proști? O clipă. Una este vorbitorul de limbă, deci polisemantismul, multilingvismul este una, înseamnă respectul față de limbă. Cu cât știi mai multe limbi, cu atât te naști de mai multe ori, este un proverb. Numai că s-a dat și un răspuns domnul Deaconescu acestei forme pernicioase, aș spune chiar subminatoare. S-a dat un răspuns foarte clar de către Franța, Germania, Anglia și cel mai frumos de către premierul Australiei cu privire la pretenția multiculturalismului a acestui moft care în spate ascunde mediocritatea crasă. Ce au spus cei trei președinți? Constatăm, după 50 de ani de Europa, eșecul multiculturalismului. Pentru că noțiunea de multicultural ucide tocmai culturalul autohton. În schimb, există un termen sociologic și filozofic îndeopște acceptat numit interculturalul. Una este dialogul intercultural ca fenomen de înfrumusețare, de adaos la personalitate, la cultură,
și nu multicultural, care este Babelul, care se amestecă totul și nimic nu mai are identitate. Știți ce iese din multicultural? De regulă? Ca și din multietnic. Domnul Deaconescu, simplu, corcitura. Cea mai periculoasă formă de existență a unei entități este corcitul. Corcitul politic, vedeți ce se întâmplă cu ăștia, corcitul cultural, pentru că el nu are identitate. Corcitul provine din A și B, iar pentru că el nu are identitate, își creează propria identitate prin negarea lui A și lui B. Dar la un nivel de jumătate și dintr-o parte și în alta. Jumătatea lui 10 este 5. Această formulă periculoasă a corcitului cultural, a corcitului politic, a corcitului educațional, ceea ce este la noi la ora actuală, acest melanj, ne face să producem atenționarea că e forma cea mai gravă de atac asupra identității intrinsece a limbii, a civilizației și culturii românilor. Domnul profesor Victor Crăciun, președintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a elaborat, editat și publicat o lucrare numită Românismul și Românitatea, în care spune cu claritate: românismul nu este o formă compozită, o sumă de adaosuri a unor culturi care s-au mișcat pe la noi. Civilizația românilor are o identitate provenită din adâncimea existenței noastre și are o unicitate. Iar eu vin și spun că este o perlă prețioasă a civilizației europene ca fiind unica păstrătoare a civilizației străvechi romane în latinitatea de răsărit a Europei. Iată de ce nu permit ca un schimbător, un răptuitor de limbă să vină să-mi producă mie regula culturii și organizării sociale doar pentru simplu motiv că este un șantajist politic vremelnic la conducere. Am spus vremelnic, da? Da. Cam se prefigurează continuitatea și eternitatea lor la conducerea României, dacă nu vom ști să schimbăm și mecanismul de formare a reprezentării, și mecanismul de formare a clasei politice, care iarăși intră sub incidență, așa cum v-am povestit în secret, domnule Deaconescu, obiectul construcției noi rânduieli a românilor. Dacă vom ajunge acolo și se dea Dumnezeu, pentru că cu sau fără voia noastră, lucrarea vine peste noi. Dar ce ziceți de această opinie a unui telespectator? Spune, Băsescu se crede șmecher cu aburala asta ca să fie, vezi, Doamne, cu DMR la guvernare. În realitate, el vrea să dea aceste județe Ungariei și doar invocă, Doamne, DMR-ul. Nici nu-mi place modul cum se folosește. Domnilor, dacă cineva are treabă cu Băsescu, Dumnezeu să se ducă să-l înjure în particular. La un post public, pe o politică publică, eu trebuie să fiu atent că trebuie să respect prezidențiabilitatea României. Deocamdată eu mă adresez președintelui României. Mă, când nu mai fi președintele României, sunt pitbull cu el. Dar eu mă străduiesc să mai salvez ultima fărâmă de demnitate și de reprezentare a acestei instituții. Pentru că este președinția României și a tuturor românilor. Și poate că printr-un model de comportament voi primi replica în oglindă a respectului față de instituție. Pentru că pe mine mă reprezintă președintele României. Se cheamă Băsescu și am o treabă cu comportamentul lui personal. Asta e altceva. Este punctul meu de vedere și atitudinea mea. Când îl prind în particular, nu există colb în lumea asta prin care să nu fie tăbălit. Dar asta e o treabă de relație. Mai e ceva. Noi trebuie să reproducem în mentalul nostru, și e obligatoriu, domnul Deaconescu, să faceți o tribună aici, să reproducem în mentalul românilor bun îndreptare
bun îndreptar față de respectul instituțiilor. Poate prin modul de a face această chemare o să învețe instituțiile să ne respecte pe noi. Să nu ne mai batjocorească. Haideți să începem această forță, această formă de rezistență spirituală națională. Că trebuie să opunem o rezistență nu numai din aceasta verbală, ci și una comportamentală. Haideți, români, să ne purtăm cu acea demnitate, să avem acea minimă maestuozitate care vine din sorgintea neamului nostru și să nu ne mai repezim cu umorile noastre, să nu ne mai supărăm repede, să uităm la fel de repede, să nu mai dăm la pace cu toți vagabonzii și golane. Distanțați-vă de ce? Nu mai întindeți mâna celor care vă pălmuiește. Repede, cum vede un individ ăsta care e pe acolo deputat, toată lumea se gudură, gudurismul. Dă din coadă precum câinele bătut cu bățul. Gudurău. Nu, domnilor. Și spui în față, domnule deputat, te-am ales. Nu meriți să-ți întind mâna. Întoarceți-le spatele cu demnitate. Fiți sobri. Fiți răi în severitate, dar cu demnitate. Poate vor înțelege că sunt nimicuri. Poate vor înțelege că de la voi vă vine, vine puterea. Nu, vă ia puterea. Vă beștelește, o folosește cum îi convine, o folosește din interes personal, ba o mai folosește și împotriva românilor, ca să facă frumos celor care îi păpușează. E un fel de chemare, un fel de răzvrătire morală împotriva acestei crase imoralități publice, acestei prostituții duse până la abject și greață de către cei care nu mai au percepția ridicului propriu. Este cea mai mare nenorocire. Să nu ai percepția propriu de ridicul și să ieși să-mi spui că ești frumos și deștept când tu ești un dobitoc și un urât. Dom'le, culmea! Asta ni se întâmplă zilnic. Îi vedem cum ne schimonosesc, ne hidoșesc existența și ei sunt frumoși. Aranjați, pomădați, șanelați. Și îi vedem și spunem, oh, ce bine îmi pare, domnule deputat, că vă văd, când trebuie să-i spui precum mâței care bagă botul în smântână. Zât de aici! Asta trebuie să-i facem. Zât din fața noastră, nemernicilor! Nu meritați să ne priviți în ochi. Asta este chemarea. Răzvrătiți-vă împotriva celor care vă batjocoresc prin demnitate, prin onoare, prin statură și prin credere demnă. Dați afară pe potlogare care ne-au mințit și care acum se joacă cu creionul pe hârtie ca oligofrene când li se dau bastonașe și crenașe colorate ca să facă popa prostul. România nu este popa prostul, iar harta noastră nu este hârtie igienică. Atenție, încă o dată vă spun, nu vă jucați cu focul. Glumeam într-o zi de 8 septembrie, de Sfântă Mărie Mică, de ziua orașului Sfântul Gheorghe, când m-am dus și am înălțat drapelul în piața tricolorului. Și să nu uite românii. Și vă spun și acum. Și să nu uite domnii care se duc și dau cu busuiocul la tricolor. 26 iunie este ziua drapelului României. 26 iunie este în legea 78 la care am lucrat cu Sârg. Ca șef al statului major general am ordonat și comandanții de garnizoane au executat împreună cu hotărârile consiliilor locale instituirea pieței tricolorului și ridicarea celor 40 de cataburi în toate municipiile reședințe de județ. Oameni buni, când am spus în protocol că toate oficialitățile se așează între preot și militar, asta înseamnă că Biserica Neamului și Armata sunt stâlpii de referință și garanția apărării tuturor autorităților din interior care trebuie să sărute steagul. Ne-am dus și la Sfântul Gheorghe și a venit un primar fără eșarfă. L-am dat afară. Am spus că e un sperjur. A trebuit să îngenuncheze să sărute drapelul conform ceremonialului. N-a vrut. I-am pus drapelul pe gât. Și am spus așa fiind că dacă va fi nevoie vreodată, și să dea Dumnezeu să nu fie nevoie. Va fi prima dată când voi cere președintelui meu, președintele României, îi voi cere să îmbrac din nou uniforma de general. Și n-am să vin cu mâna goală la voi. Țineți minte. Nu e amenințare. Dar este și o formă de protest prin care vă atrag atenția că drapelul, imnul, uniforma, însemnele suveranității statului român asupra propriilor teritorii, nu sunt obiect de negociere.
Dacă ne-ați schimbat steagul și vi-l puneți pe a vostru, dacă ați dat foc țatuiei lui Avram Iancu și ne-ați urgisit simbolul, dacă nu ne mai vreți limba, apoi atunci veți primi replica și prin steag, și prin simbol național, și prin limbă. Dar, din păcate, o să vedeți și un alt fragment din discursul domnului Băsescu din această seară. Nimic nu mai poate fi întors, în sensul că această hotărâre a lui Traian Băsescu este ca și oficializată, fiindcă domnia s-a anunțat că guvernul își va asuma răspunderea pe această hotărâre cu 8 regiuni și 2 județe, mă rog, Harghita și Covasna, împreună cu celebra lege a statutului minorităților, astfel încât cei la de la UDMR, la pachet, deci cu acea lege, astfel încât cei de la UDMR, e clar că vor fi în sală și e clar că vor vota. Adică limba maghiară, limba oficială în ținutul lor. Cu alte cuvinte, în câteva zile această hotărâre va fi parafată, să zicem așa, și de Parlament și apoi, evident, promulgată de președinte. De fapt, președintele a și spus că până la 31 decembrie regiunile vor deveni clar delimitate în hârtii, în documente, fiindcă vă reamintesc că aceste noi delimitări trebuie făcute cu 6 luni minim înainte de alegeri. Iar primele alegeri locale în România ar fi undeva la începutul lunii iunie anului viitor. Deci dacă alegerile vor fi la 4 iunie anul viitor, așa cum s-a discutat, e clar că undeva cel târziu până în 4 ianuarie, toate noile documente trebuie să fie în regulă și, prin urmare, totul este bătut în cuie. Asta vreau să vă dau, această veste proastă. Nu se poate tehnic. Nu face mașina. Păi da, își asumă răspunderea luni, domnul Boc, pe această lege. Domnul Boc mai are puțin și își asumă răspunderea și pe Constituție. Pe orice. Deci mai are deputat. Nu încercați să vă găsiți o speranță. Da, dânsul se agață de orice, domnul Bălan. Atenție, una e legea care trece și alta e operaționalizarea ei care poate să dureze 2, 3, 4, 5 ani. Adică nebunia asta va duce România într-un haos timp de 4-5 ani. Fără discuția asta, da. Dar nu interesează nebunia României, ci rezolvarea rapidă a problemei enclavei. Și iată că în 1990 ne plângeam, atenție, că ungurii vor libaniza Transilvania, termenul de libanizare. Mai târziu am zis că îl kosovizează. Ei, acum se creează Nagorno-Karabakh. Asta este formula. Da. Asta este Nagorno-Karabakh al nostru. Însă vreau să aduc atenție un lucru foarte important. Probabil că acum, după miezul nopții, s-au cuplat și amintirile recente. Pentru mine amintirea recentă înseamnă după 89 încoace. Dom'le, dar cred că este un statu quo de comportament politic al celor din Partidul Democrat. Haideți să mai spun o glumă. În 1997, când am cedat fără drept de apel drepturile noastre istorice, neavând semnat până atunci tratatul de frontieră cu Ucraina. În 1997, ministrul de externe, membru marcant PD, Adrian Severin, semnează cu ochii închiși tratatul cu Ucraina, dând inclusiv insula șerpilor, din stenogramă rezultă clar, fără măcar ca ucrainienii să o ceară. Prin vot fraudulos se ratifică acest tratat sub președinția președintelui Senatului de atunci, domnul Petre Roman, fără să existe quorum pentru ratificarea unui tratat de asemenea gen. Rău făcut. Tratatul durează 10 ani. Vine 2007 și conform legilor și cutumelor internaționale, tratatul trebuia rediscutat în Parlament și spus dacă merge mai departe cu el sau nu. Interese obscure și meschine, atenție, de 2007, fac ca domnul Băsescu să atenționeze că s-a făcut o nenorocire cu tratatul, mârâie ceva ca președinte al Senatului domnul Cioană și mucles. Și conform ultimului aliniat din acest tratat oneros, în care românii din Ucraina n-au niciun drept, sunt deromânizați, li s-au luat toate drepturile de școli, au scăzut într-un mod miraculos, s-a instituit cetățenia de naționalitate de moldovean, de huțul și de alte cele, numai român nu, tocmai ca să scadă etnicitatea românească din Bucovina, deci din nordul Bucovinei sau din sudul Basarabiei, și se trece tacit și automat tratatul s-a prelungit
Cu cât credeți? Cu 5 ani. La anul în 2012 trebuie reluat tratatul cu Ucraina și regândită forma litigiilor istorice. Vor avea curaj să o facă? Tot la anul sunt și 200 ani de la răpirea Basarabiei, iar Ucraina este beneficiara rapturilor teritoriale ale fostei Uniuni Sovietice, ale cadourilor făcute de Hrușciov, care a fost ucrainean, și directorul diviziunii de partizani din Obcomul din timpul celui de-al doilea război mondial, și pentru faptul că Ucraina pe acea vreme a luptat ca partizan, el fiind, i-a dat sudul Basarabiei și din nordul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, Ucrainei. Și așa a apărut Ucraina. Sunt eu revizionist? Sunt eu eredetist? Nu. Sunt un constatator al unui fapt istoric. Iată ce au făcut acești oameni. De-aia spun, domnule, o fi o cutumă de comportament politic care a fost preluată. O fi o nouă specie politică care se bazează pe o mutație pe care nu o înțeleg. Iar mutația este în defavoarea națiunii române. Și iată acum... că am adus un plus de explicații de ce ele sunt într-o continuitate. Oameni buni, este o veselie, este, cum să spunem, un entuziasm extraordinar să faci frumos la cei care îți dau cu degetul. Cum a arătat cineva cu degetul la băieții noștri? Au zis, să trăiți. Nu încercați, ne dăm pantalonașe singuri răs. Na, na. Dar dacă nu puteți voi să ne bateți, luăm noi singuri bățuși și ne batem singuri. Nu-i viol. Ca să fie... Da, da. Nu-i viol, sunt asta s-a întâmplat, oameni buni. Și ne-am bucurat extraordinar. Nemaipomenit. Am câștigat la Haga. Ce? Faptul că nu s-au extins ei cu 12.000 de marine. Faptul că i-am oprit să producă un litigiu care l-am câștigat pe baza unui precedent al dreptului mării între Turcia și Grecia. Mare scofală. Aoleu, știți cum suntem noi? Dom'le, e vinovat arbitru că am luat bătaie cu 5-0. Mamă, și venim aici și comentăm pozitiv. Bă, frate meu, am dat două bare frumoase, extraordinare. Deci noi luăm bătaie cu 5-0 și ne rădăm că am dat două bare. Da. M-ați înțeles? Cam aici suntem. Da. Asta e paradoxul politicii români. Așa este. Da. Și acum haideți să înțelegeți mai bine de ce Partidul Poporului e respins la tribunal de 12 luni încoace, adică de un an. Haideți să vedeți ce zice președintele țării despre Partidul Poporului dumneavoastră. Nu întâmplător în acest context, vă întreb și cum priviți dumneavoastră eforturile domnului Dan Diaconescu de a constitui un partid. Ala e un soi de caricatură, așa, și de partid și de politician. Da, da, vă rog. Surprinzător răspuns. Care face un salt care o să vă descumpănească? Știți că deci, astăzi... atenție, am spus caricatură de politician. Bun, el ca jurnalist e prea mal, dar ca politician e o caricatură. Dacă el crede că așa se fac voturi, veniți că vă dau câte 20.000, veniți că vă dau mobilă, vă fac case. Ați văzut așadar cum se oftică, fiindcă el taie pensiile, iar noi dăm mobilă, case la oameni câte 20.000 de euro. Vă reamintesc că în Haghig, în Covazna, într-o comună condusă de UDMR de 21 de ani, UDMR-ul fiind la putere de 21 de ani, în această comună, bine, ca și în multe alte din România, dar insist, fiindcă e vorba de o comună aflată la putere prin mai mari ei unguri, în guvernul românesc de 21 de ani. Nu exista canalizare, adică apă, nu exista în comuna. Aduceau apă după niște dealuri sărace de ei, deci de 21 de ani. Și noi, adică eu cu niște prieteni de-ai mei, am venit și am tras canalizare pe banii noștri și evident că asta le enervează pe Traian Băsescu și pe Kelemen Hunor, dacă ei n-au tras canalizare pe banii oamenilor de acolo care și-au plătit impozite de 21 de ani și am venit noi și am tras canalizare pe banii noștri, vă dați seama ce e în sufletul lor de oameni răi când aud de aceste fapte ale noastre. Canalizarea nu poate fi caricatură. Da, ați auzit că e pericol că noi construim case la oameni în timp ce ei, ați văzut, le dărâmă sau îi dau pe oameni afară din casă. E pericol că noi le dăm câte 20.000 de euro sau câte 1.000 de euro sau mobilier în timp ce ei le taie din pensiile. Ați văzut cu câtă satisfacție taie ei din pensiile oamenilor și cum îi înjură pe cei care vor să dea la oameni câte ceva. Nu să înțeleg dacă dumneavoastră dați o caricatură politică,
Să înțeleg că ei sunt... Boche de mare glorie. Ei sunt picturi de Rembrandt. Cred că Boche e pictură rupestră naivă. Eu cred că este mai ades nuda. Bine, cu ocazia asta ei și-au dat arama pe față, fiindcă ați văzut și moderatorii au rămas interziși, fiindcă toți credeau că noi suntem mână-mână cu Băsescu. Știți ce ți-ați venit un an de zile? Că mi-am înșenat arestarea, că ăsta e partidul lui Băsescu, că noi îl punem prim-ministru cu Băsescu. În felul ăsta ne-a ajutat să clarificăm câteva lucruri. Mari conducători de state puternice, în birourile lor de președinți de stat, dacă au pictat un tablou, sunt luați la mișto. Dar majoritatea au o caricatură care este la loc de frunte în birourile lor. Așa că treaba asta cu caricatura nu e chiar de împins în derizori. Bine, la un moment dat ați văzut când l-au apucat remușcările că și-a adus aminte că mulțumită jurnalistului Dan Diaconescu îl ia cu președinte și poate să dea Transilvania ungarilor. Că altfel dacă nu era masa asta, studioul ăsta, nu mai avea el ce să dea Ungariei. Pe care scaunul ăsta, domnul Diaconescu? Ăsta pe care stă domnul Gerard Gelaru. Dacă nu era studioul ăsta, el nu mai avea ce să dea Ungariei astăzi. Nu mai avea cum să dea cele două. Spun ceva, există personaje atât de nesărate, de fade, care nu aduc nimic de ținut minte, încât caricaturiști celebri au spus, mă, pe ăsta nu-l pot creiona în caricatură, că e așa o brânză de om, o mâncare de regim, un nesărat, dar nu pot să-l fac caricatură. Nu, vă spun eu, e atât de tâmpit și de urât, încât dacă fac o caricatură, este mai frumos. Și nu. E pictură, nu mai caricatură. E grafică, numai... Domnul Diaconescu, îmi permite să-l... Pentru că tot e președintele pe ecran. Aș vrea să-l contrazic iarăși, cu tot respectul pe domnul general, cât de caporal sunt eu. Domnul general... Nu, să vă puteți permite, că sunteți la nivelul trupei. Domnul general, dumneavoastră ați spus, și respect părerea dumneavoastră și în parte o și împărtășesc, eu sunt republican convins și respect instituția prezidențială. Dumneavoastră a spus că îl respectați și pe Traian Băsescu în virtutea faptului că ocupă această funcție. Eu vreau să vă spun că de astăzi nu-l mai respect pe Traian Băsescu. Iar faptul că e, pentru prostiile pe care le-a făcut... Am spus că respect pe președintele României. Aici vreau eu să vă contrazic. N-am spus altceva mai departe. Aici vreau eu să vă contrazic. Dacă persoana care ocupă funcția de președinte a României face numai prostii, simplu fapt că nu are bunul simț să demisioneze și rămâne în continuare pe scaunul ăla, eu nu-i datorez respect. Îmi pare rău. Respect funcția. Da, funcția o respect. Dacă trece cu girofarul, mă dau la o parte, că așa este normal, așa este legea, dar nu-l salut pe Traian Băsescu. Îmi pare rău. Zice un trăsător, George, asistăm la o lovitură de stat dată de Băsescu fără să mișcăm un deget. Da, vedeți cum comentează oamenii și de-abia aștept să vă citesc și la alte mesaje de la trăsători, dar după o scurtă întrerupere de publicitate, revenim și cu o nouă extragere, să mai dăm 800 de euro, să se enerveze și mai tare președintele Traian Băsescu, care vă taie în fiecare secundă milioane de euro. Revenim atât în direct.